Cuvântul care restaurează. O meditație semnată de pastorul Caleb Nechifor. Dragii mei ascultători, continuăm să medităm asupra acestei realități a nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. De data aceasta suntem în jurul magilor, niște oameni care nu aveau zestrea ebraică, care nu cunoșteau Tora, Pentateuhul, cele cinci cărți ale lui Moise, care nu aveau nicio scriere legată de profețiile mesianice privitoare la Mesia, la Mântuitorul Lumii, și totuși au fost puși în mișcare de la aproximativ 3500 km de la răsărit să vină special ca să-i se închine noului împărat care e dedicat special iudeilor. Magii au fost scoși din confortul lor, au venit fără să pună în calcul cât de mult pierd ca timp, cât de mult consumă ca și resurse și dacă nu cumva riscă să meargă după o chestiune care nici măcar nu poate fi reală, ostia care le-a indicat nașterea unui rege. Iar ei vin special să pună o întrebare. Întrebarea lor este o întrebare puternic înfiptă în prezent și anume, unde este acum, la momentul prezent, împăratul de curând născut al iudeilor? Uitați-vă că Irod cel Mare se tulbură, cu el împreună tot Ierusalimul este în freamăt, este în tulburare adâncă și începe să pună o întrebare greșită. Unde trebuia, adică în trecut, și unde este locul, cât timp trebuie să se deruleze de când s-a născut, de când a apărut steaua, astfel de întrebări îl marchează pe împăratul Irod. Când el trebuia să răspundă la întrebarea unde este, nu unde trebuia să fie, nu unde trebuia să vină, nu de când a apărut steaua, nu timpul care s-a scurs de când a venit Iisus, ci unde este acum, la timpul prezent. Pentru că, dragii mei, nu este suficient să cunoaștem bine istoria, nu este suficient să avem informația necesară. Noi trebuie să-L avem acum pe Iisus Hristos în inima noastră ca rege, instaurat pe tronul din inima noastră. El, împăratul Irod, era efectiv provocat să devină un adevărat închinător. Când el vorbea frumos despre închinare, el nu avea adevărata închinare în viața lui legată de noul rege, de singurul rege, regele regilor Iisus Hristos. Putem învăța din acest context că adevăratul închinător este închinătorul care îl întâlnește pe Iisus, nu doar informații despre Iisus. Este adevăratul închinător acela care știe să răspundă corect la întrebarea unde este împăratul, nu unul dintre împărați. Unde este împăratul născut rege, nu care a devenit rege. El care a fost dintotdeauna rege, este și va fi pentru totdeauna regele regilor. Închinătorul autentic, care este cu adevărat un închinător de succes pe care îl primește Dumnezeu, este închinătorul care îngenunchează înaintea împăratului, nu înaintea Mariei, nu înaintea lui Iosif, nu înaintea locului unde era așezat, nu în fața casei în care a intrat și în care se afla Iisus Hristos. Pentru că adevărata îngenunchiere înseamnă, dragii mei, să recunoști regalitatea lui Iisus Hristos, să-L recunoști pe regele, înseamnă să te restaureze regele, să te atingă la nivelul interiorului tău, să renunți la stăpânirea veche a celuilalt rege. Ei au renunțat la toate religiile lor de factură răsăriteană. Apoi, îngenunchierea adevărată înseamnă să ai un restart real al vieții tale, pentru că Biblia spune că atunci, după ce s-au ridicat din această închinare, după ce s-au aruncat cu fața la pământ, după ce și-au deschis visteriile lor și i-au dat regelui daruri de înaltă însemnătate, aur, smirnă și tămâie, după aceea, spune Biblia, au primit o înștiințare. Deja aveau o relație personală cu Dumnezeu și în urma acestei înștiințări au primit informația că ei nu au voie, că ei deja sunt conduși și coordonați, călăuziți de Dumnezeu și ei trebuie să se întoarcă pe un alt drum. Nu mai au voie să meargă pe la Irod, pentru că, dragii mei, închinarea autentică efectiv îți schimbă drumul pe care te-ai aflat, îți schimbă viața, gândirea, rațiunea, sentimentele, emoțiile, nu mai trăiești în păcat, începi să mergi pe un alt drum, ai o altă gândire, ai alte sentimente, ai altă dorință. Pe tronul din inima ta este regele care merită toată slava, toată gloria și toată onoarea, care e și în iesle, care e și între paie și care și atunci când era mic, el era împăratul împăraților și domnul domnilor. Nu uita,
de aceste sărbători și nu numai, toată viața ta. Fii un închinător de succes autentic, unul care să-L cauți pe Iisus și să-L întâlnești pe Iisus, nu doar informații despre El, unul care să îngenunchezi înaintea Lui și unul care să-ți încredințezi toată viața Lui, pentru ca întotdeauna El să te înștiințeze și să trăiești pe placul Lui. Așa să ne ajute Dumnezeu pe toți!